Trăiesc în secolul 21, dar condițiile sunt de lumea a treia. Este vorba de majoritatea locuitorilor din cartierul Ștefan din municipiul Lupeni, care își duc veacul de pe o zi pe alta. Aici, ca în majoritatea zonelor din Valea Jiului, fiecare se descurcă cum poate. Tinerii sunt cei mai afectați. Aceștia nu au nici locuri de muncă, dar nici viitor. Așa și așa. Și mai bine, și mai rău. De să facem. Asta e. Asta e viața. Altceva n-avem ce face. Sunt mulți tineri aici, au locuri de muncă. N-au. Băi, și-au mai săraci, că se duc pe munte, se duc pe unde apuc și ca să aibă ce trăi. În altfel ce faci, să furi? Tu și la pușcării dacă fură, nu? Iarna ce fac? Că vara se duc pe munte, dar iarna... Ce să fac? Stau și săraci și apuc și cum? Băi, de ei săraci. Din ce trăiesc? Așa. Stați de mult aici? 40 de ani. E 71. Aici am venit, aici am rămas, soțul a murit, accident de mină, pensiile sunt mici, nu ne ajungem, mai ajutăm și copiii, cum. Oamenii ar avea și soluții pentru revitalizarea zonei, sau mai bine zis, pentru ridicarea nivelului de trai din cartier. Cartierul să fie mai frumos, uite, curge apa, să nu mai curgă apa, să aibă servicii tineretul principal. Că dacă ar avea servicii, ar fi bine, dar așa n-au servicii. Municipalitatea de la Lupeni are în vedere modernizarea acestei zone. Aici ar trebui introdusă canalizarea în viitor. Important e faptul că cei mici au locuri de joacă. Ei sunt incluși în acest moment. Problema este că un proiect ar fi pentru canalizare, ceea ce se va desfășura și prin colaborare cu regia de apă, dar în ultimii ani acolo s-a lucrat la drum, s-au făcut niște locuri de joacă, s-a lucrat la strada principală, la tot ce înseamnă șanțuri. Am făcut sistemul de iluminat public, având lumină pe toate străzile. Și în plus s-a făcut și o scară care duce pentru accesul pietonal sus în cartierul Ștefan. Am asigurat și transport local în cartier, deci, dar mai sunt multe lucruri de făcut ca în orice parte a orașului și încercăm și noi în măsura puterilor financiare să le rezolvăm. Colonia Ștefan din Lupeni este una din cele mai sărace cartiere ale municipiului. Zonele sunt sărace întrucât oamenii poate nu au locuri de muncă, dar totuși poate la numărul de populație al nostru, în ultima perioadă, în ultimile 6 luni de zile, cred că e un lucru poate printre puținele din țară în care s-au făcut în jur de 500 de angajări în municipiul Lupeni. Mă refer la cele 60 de locuri de muncă de la mina Lupeni, deci cred că e un lucru bun pentru comunitatea noastră și cred că e printre puținele din țară care să ai în 6 luni de zile, la numărul de 20 și ceva de mii de locuitori, 500 de angajări. Cartierul Ștefan este cunoscut pentru mișcarea de protest din anul 1977. Aceasta este una dintre cele mai vechi colonii de locuințe minerești din Valea Jiului.